Către toți cei care au camere video, telefoane care pot înregistra video, să le îndrepte puțin către mine. Nu pentru că am eu ochii frumoși, ci pentru că vreau să transmit prin cât mai multe conturi de YouTube și de Facebook un mesaj cât se poate de clar. Nu am lumină, dar vocea se aude. Nu moaca mea contează, contează ce am eu de spus acum. Fraților, treaba se împuțește în România. Treaba s-a împuțit în România. Atmosfera de până acum s-a schimbat și nu noi am decis asta. Toată păcăleala cu incidentul Barbu este o păcăleală. Să nu uităm, cu o zi înainte, cu o zi înainte de incidentul Barbu, pe bulevardul Kiselev s-au făcut multiple baricade, s-a dat cu gaze, s-a dat la geale. Ei au trecut, cu o zi înainte de incidentul Barbu, linia roșie. Ei au trecut linia roșie. Și nu se poate da înapoi istoria. Nu puteți să facem timpul, să ștergem cu buretele, că lucrurile astea nu s-au întâmplat. S-au întâmplat, este o realitate și vom acționa în conformitate cu această realitate. Este foarte... Da, cum acționăm? Nu mai stăm cu marșuri duminicale, plimbări familiale. Ne întâlnim, am văzut săptămâna trecută în 2 ore, mobilizare generală pe Facebook, s-au strâns mii de oameni, în 2 ore. Fără voturi și paravoturi, fără comisii și paragrupuri. Zi de zi. În timpul săptămânii, chemare pe Facebook. Adunare în fața unei instituții. Când este o ședință la Parlament. Exact. Când se întoarce ponta, comitat de primire, comitet de primire la Victoriei. Știi cum se face treaba asta? Nu trebuie să ne zică nimeni. Nu trebuie să ne zică nimeni. Ascultați un pic, doamna. Mâine se discută legea roșie. Unde, doamna? Spune. Acolo să stăm la ieșire. Mesajul cel mai important. Uitați-vă, fraților, pe toate filmările și fotografiile din această seară, de dinainte și de după intervenția jandarmeriei din piața universității. Vorbiți cu toți prietenii, proștițele sau poate chiar rudele care au fost în piața seara asta. Ascultați-le relatările. Ești cel mai de încredere. Nu eu. Proprii voștri prieteni, amici sau rude. Și data viitoare, când se dă o chemare în stradă, ieșiți. Nu aveți nicio scuză. Am văzut săptămânile trecute, lunile trecute, mult mai mulți oameni pe stradă decât astăzi. Au fost oameni care nu au ieșit astăzi și erau nevoie de ei. Era nevoie de ei. Era nevoie de ei. Data viitoare avem nevoie să ne fie alături absolut toată lumea. Puterea să o numere. Puterea să o numere. Ok, lumea s-a plictisit de discursul de mele. România, statul-i ceresc, statul-i ceresc, statul-i ceresc, România!